Justo. Da, mi-e așa, adică aș vrea să dăm puțin în brațe, nu așa singură. Dacă de când nu mai să sunt. Da? Si Krishna ki charana na. Nu? Wow, ești când am auzit o plătă. Aveam taximetristul meu personal, îl plăteam la Saturn, îl plăteam. Și el mi-a pus-o. Aveai taximetristul tău personal? Adică mă lua mereu el, mă aduce el, era omul meu cum ar veni. Înțeles cum am condus eu prima dată mașină? Băiatul ăla... Iată, Mariana o știe bine. Ah, Raimond Dobroia, mă! Sau cine zic, mă, cum o știe pe asta? Da, mă, Raimond, ceea ce că singura mania care îi place lui. El nu știe, cred că, originalul. Da, mă, prima dată am condus la 15 ani. Nu! Am condus când am invitat tata o mașină pe plajă. Atunci am condus prima dată și nu mi-a murit motorul. Am mers cu a doua, nu mă mai opream. Și după aceea aveam un taximetrist. L-aveam pe prietenul al meu, fițul ăla, cu o fabrică de ceva, nu mai dau nume și astea. Care l-avea pe unul, Costica, așa îl chema. Și mi-a dat el o mașină să conducem, taxiul, știi? Și după aia, na, mi-am pus și eu taximetristul meu, astea. Gen, când aveam CD-ul meu, știi, astea ale mele. Cum era mers de meu tot timpul, era acolo tot timpul pentru mine, știi? Și nu mă uita dacă aveam bani sau nu aveam bani, îmi puteam așa când să strângeam mai mult, îi dădeam 600-700 de mii, știi? Pe vremea când era cursa 5, 6, 7 lei maxim, s-a adunat mai mult, stai așa și zicea, hai să dăm, nu știu cum, știi? Și la mai pomnul, după el s-a lăsat de meserie și l-am luat pe tovarășul lui, mă. Ce crezi că mi-a făcut ăla? M-a turnat la o gagică că am fost cu alta, nu știu unde, că eu umblam cu el toată ziua. Și prietena mea a început și ea să umble cu el, știi? Și dacă vrea să ducă cu fetele undeva sau să ducea în oraș să caute ceva să îmbăca cu fetele, îl lua tot pe el, că și mie îmi convenea că el au mai puțin, știi? Și i-am zis, bă, vezi că te spune și prietena. Și eu mă turnam o dată. Și erau tineri amândoi. 30 ceva de ani, știa ăla. Mini, așa e cealul ăla. Băi, și m-a turnat ăla. Nu venea să cred. Adică, eu îl puteam. Ce ți-a lăsat? Fata ți-a lăsat? Eu ți-l lăsam. Da, o naiv, că mă înșelat și el. După ceva timp. Oricum, ne-a zis că am fost într-un loc cu o fată. Cam așa. Acolo, nimic mai mult, dar nu trebuia, știi? Păi, dar tu ce faci din astea? Mă mutasem la casă. Și o vecină de-a mea, o fetiță de-asta de bani gata, așa, a 8-a era. Și era a 9-a, să nu, la începutul a 9-a, așa, era la începutul a 8-a. Hai să ieșim cu tare. Nu știu, iată câteva ore așa acolo în zonă, era un parculeț în zona la noi, știi? Și mai ieșeam, eu mai fumam o țigară, ea mai povestea prostiile ei de la școală, cu fetele, cum știu. Tipa aia s-a combinat cu un băiat care era prieten cu mine, mai mare cu vreo 4 ani decât mine. Și... am fost la ziua cuiva, eu cu ea. Și ea nu l-a luat pe ăla, a mers cu mine. Noi eram invitați amândoi. Dar ăla știa că se duce ea singură, prietena mea, că mă duc eu singur, dar noi ne-am dus împreună, știi?
Și ea s-a făcut mângă pe acolo, însă pe brațe acasă, dar... Că l-a părăsit tot, tot treaba asta, taxiului. Că a fost cu mine acolo și cu mine am întors, era cum era și... Că cădea peste mine, da. Ce crezi că a făcut prietena mea atunci, a zis lui ăla, știi? Că nu-i paine, un păcat, ăla a înțeles și el. Și toată vina a fost la taximetristul ăla. Și l-am sunat de câteva ori, știi, după aceea ce s-a întâmplat asta. Femeia prostă mea, că mi-a zis, dacă mă iubea, mi-a zis, până la putea să tacă din gură, să meargă pe brută, să mai afle și altă dată, știi? Așa-mi fac alea cu aceea. Dar cum am zis să se-mi zică, știi? Să ne-am docotit. Și... mă uitam în ochii lui așa și râdea la mine, deci și n-aveam niciun sentiment așa și mă uitam la el, speranță, de la ce ești, știi? Nu știu, făceam, mergeam cu el vreo 10 ori și nu mai plăteam niciodată.